Federația Operatorilor Români de Transport anunța luni că începând de marți, operatorii care transportă persoane și sunt membri ai Ford nu vor mai ieși pe traseu. Reprezentanții filialei Bacău hotărâseră să suspende doar cursele interjudețene, deoarece pe traseele din interiorul județului sunt foarte mulți navetiști, iar aceștia au abonament, prin urmare au plătit deja călătoria. Nemulțumirile operatorilor vizează modul în care se întocmesc programele județene de transport, întârzierea licitațiilor, dar și corupția din interiorul unor instituții. Mulțumirile sunt mai multe categorii. În primul rând, pentru că nu are loc, deci a fost stabilit pentru data de ianuarie, în cursul lunii ianuarie, să aibă loc licitațiile de trasee. S-a suspendat, s-a revenit că nu mai are loc atribuirea licitațiilor trasee. Și v-a amânat până când? S-a amânat acum, deci până pe data, acum să ține interjudețenile, deci să ține, am înțeles, pe data în martie, dar cele județene deocamdată la o dată anterioară care urmează a ne fi comunicată. Deci nu știți la ora asta când anume va avea loc licitația pentru traseele județenii? La ora asta așteptăm comunicate din partea federației. Ce s-a stabilit acolo sau ce hotărâs ia la nivel de guvern. Luni seară, federația a anunțat că protestul se suspendă în toată țara, deoarece Ministerul Transporturilor a reluat procedura de atribuire a curselor interjudețene. În cadrul Comisiei de Dialog Social, transportatorii au mai solicitat și modificarea Ordonanței 27, care ar debloca atribuirea traseilor din județ și ar înlătura riscul de a fi sancționați pentru neaplicarea regulamentelor europene în domeniul transporturilor. Ați renunțat la acest protest pentru că aveți niște promisiuni. Deci promisiunea s-a dat aseară, nu pot să vă dau o oră aseară când a revenit guvernul și s-a dat ca să țină loc licitațiile. Noi, trebuia și noi, ca să, în semn de solidaritate, ca să, atâta timp cât suntem membri Ford, deci Autogara Bacău, să fim în același asentiment cu toți transportatorii din țară. Chiar aveți speranțe că data asta guvernul se va ține de cuvânt? Să sperăm că sunt speranții, deci trebuie să gândim pozitiv, că va fi mai bine. Sunt probleme mari în transport, mai pirateria. Asta e o mare problemă care am înțeles că se va dea drumul, se va da legea care a mai fost, deci să eliminăm pirateria. Transportatorii autorizați cer nici mai mult, nici mai puțin ca legea să prevadă suspendarea certificatului de înmatriculare și confiscarea plăcuțelor în cazul firmelor fără licență care sunt depistate transportând călători. Protestele vor fi reluate în cazul în care promisiunea care vizează promovarea ordonanței de guvern nu va fi respectată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Transporturilor.